Planuri de viitor pentru localitățile vasluiene. Șefii Consiliului Județean vor să mărească numărul centrelor care să ofere sprijin adulților și copiilor aflați în dificultate. Noi mai suntem în construirea câtorva centre. Ce clădiri le-am avut noi prin preluarea de la minister a celor pichete militare de grăniceri, a celor cazarme, sau mai știu cum se mai chemau, le-am donat la protecția copilului, la direcția de protecție a copilului, au fost amenajate și s-au deschis asemenea centre medicale în localitățile respective. Vom găsi și alte soluții în continuare, pentru că mai sunt asemenea spații care nu sunt folosite, dar dorim o colaborare mult mai mare între noi și primarii din comunitățile respective. Șefii de la Consiliul Județean spun că și în prezent se fac eforturi financiare mari pentru ca sistemul de protecție socială să funcționeze. Acest sistem de protecție socială în județul Vaslui ne costă pe noi cei de la Consiliul Județean aproximativ 35% din bugetul județului. Chiar dacă unii asistenți maternali au adus copiii înapoi și au plecat în străinătate, s-au găsit alții care i-au preluat. Eu vă spun că sunt cereri de asistenți maternali depuse pentru copii. Ei, eu sper că în curând vom ajunge la zi cu cheltuielile. Primarii din județ nu se înghesuie nici ei cu proiecte pentru astfel de centre. Știu că după câțiva ani vor trebui să suporte din bugetul primăriilor funcționarea acestora și nu au cu ce.